La sfârșit de săptămână, polițiștii din Argeș au stat în stradă nu numai pentru controlele anticovid, ci și pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul silvic. Au vizat tăierea, furtul, transportul și comercializarea materialului lemnos și a pomilor de Crăciun. Acțiunile sunt în toată țara și participă polițiști, jandarmi, dar și reprezentanții ai gărzii forestiere și direcției silvice. Se fac filtre pe străzi și se controlează toate mașinile care transportă lemn și pom de Crăciun. În ultimele 48 de ore au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale și au fost confiscate aproape 1000 de coronițe de cetină și peste 1 metru cub de material lemnos. În Argeș, spre exemplu, în ultimele 48 de ore, polițiștii au dat 5 amenzi de 6.000 de lei și au confiscat 1000 de coronițe de cetină și lemn de foc, în valoare de 5.000 de lei. Și polițiștii mehedințeni, împreună cu echipe ale jandarmeriei, gărzii forestiere și direcției silvice mehedinții, au făcut controle. Au fost verificate peste 100 de autovehicule și au fost controlați peste 15 comercianți care au desfășurat activități de vânzare a pomilor de Crăciun. Au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 9.500 de lei.